Salut pescari, bine ați revenit la o nouă emisiune în Cârlig. Astăzi ne-am gândit că după atâta deltă și după atâta frumusețe să vă arătăm altă frumusețe și ne-am deplasat către satul mare. Haideți să vedeți traseul. Dintre regiunile turistice cele mai renumite din Munții Carpați, Valea Prahovei este situată în partea de sud-est a României, în mijlocul Munteniei, în bazinul superior și mijlociu al râului Prahova și o parte a bazinului Ialomiței. Are o suprafață de 4.716 km2, respectiv 2% din teritoriul țării. Relieful variat conține în proporții egale munți, dealuri și câmpii. Valea Prahovei își are punctul de origine sub Piatra Mare, formând între predeal și câmpina unul dintre cele mai impresionante defilee din România, lucru accentuat de abruptul stâncos al Bucegilor, cu o diferență de nivel față de Valea Prahovei de peste 1000 de metri. De-a lungul acestei văi sunt situate stațiunile Breaza, Sinaia, Bușteni și Azuga, toate potrivite pentru sporturile de iarnă sau pentru excursiile montane. Mărturiile dezgropate indică prezența unor mari culturi neolitice pe teritoriul de azi al Brașovului, apoi au urmat descoperiri din epoca bronzului. Mai târziu, descoperirile arheologice au atestat existența unor temple dacice în zona Pietrele lui Solomon, a unor depozite de alimente în Piața Sfatului, a unor așezări și cetăți pe dealul Melcilor și în cartierul Valea Cetății. Majoritatea acestora au fost deteriorate sau distruse de către autoritățile comuniste în cadrul programului de sistematizare. Tot aici exista, cu mult înainte de înființarea cetății Brașovului medieval, o veche așezare românească. Purta numele Cutun sau Cotun. Locuitorii acesteia din vechime erau apărătorii cetății de pe tâmpa. Această așezare a continuat să existe și după înființarea cetății Brașov, dar după înălțarea zidurilor și a bastioanelor, la 1455, a rămas în afara incintei. Astăzi Brașovul este un important centru economic, turistic și cultural, unul dintre cele mai cunoscute evenimente desfășurate aici fiind sărbătoarea Junii Brașovului, despre care un cronicar spunea: junii trebuie priviți ca un rest de epocă păgână, o străveche sărbare de primăvară, care celebrează reînvierea naturii, învingerea soarelui asupra asprimii și gerului iernii, începutul vieții noi. Sărbarea trebuie considerată ca un cult religios precreștin confirmată și de împrejurarea că ea se petrece tot timpul pe dealuri, fiind un obicei cunoscut încă de la daci. Rupea, prima atestare documentară 1324. Orașul aflat la poalele cetății Rupea se află la jumătatea drumului dintre Brașov și Sighișoara, în partea de nord a județului Brașov. Localitatea se situează la o altitudine de 451 de metri și numără peste 6.000 de locuitori. Așezarea de la poalele cetății a fost de altfel un așezământ dacic. Primele urme de locuire datează din Paleoliticul și Neoliticul Timpuriu, 5500-3500 înainte de Hristos, perioade bine puse în evidență de numeroase urme preistorice, unelte din piatră, fragmente ceramice, urne funerare. Pe vatra anticei așezări dacice Ramidava, numită de către romani Rupes, nume de la care derivă cel actual, s-a dezvoltat localitatea prefeudală, secolele 10-13, precum și cea medievală, menționată documentar prima oară în 1324 printr-un act emis de regele Ungariei Carol I Robert de Anjou. În 1433 așezarea apare consemnată ca târg sub numele de Kjohalm, vârf de stâncă, sau Kohalm. În secolul al XV-lea, Rupea se distinge ca important centru comercial și meșteșugăresc, cu 12 bresle. Denumirea de Kohalm s-a menținut până în 1929, dată după care s-a adoptat numele de Rupea.
În secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului 20, Rupea era o localitate renumită pentru cele patru târguri mari ce se țineau aici anual. Istoria localității este departe de a fi una liniștită. Astfel, în anii 1432 și 1437, așezarea a fost jefuită și pustiită de turci. În 1716 a izbucnit o puternică epidemie de ciumă care a provocat moartea unei mari părți a populației. Așezată pe Valea Târnavei Mare, în apropierea răscrucii drumului național către Mediaș și Târgu Mureș, cetatea Sighișoare este una din cele mai frumoase și bine păstrate cetăți medievale ale Ardealului. Atracțiile ei turistice sunt numeroase. Turnul cu ceas, construit în secolul al XIV-lea, a constituit poarta de intrare în cetate. Turnul și bastionul măcelarilor, construit probabil la sfârșitul secolului al XV-lea, avea rol de apărare. De pe platforma sa se efectuau trageri de artilerie. Casa cu cerb este specifică renașterii transilvane. Casa venețiană amintește de goticul venețian și este o casă de locuit în fața bisericii mănăstirii, datând din secolul XVI. Biserica din Deal, cel mai valoros monument în stil gotic al orașului, datează din anul 1345, când este atestată documentar. Biserica mănăstirii, nu departe de turnul cu ceas, datează din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Scara școlii, 175 de trepte acoperite pentru a ușura accesul pe timp de iarnă din oraș la biserica din Deal și școală, datează din 1642. Și acum haideți să vedeți o baltă minunată între Satu Mare și Carei. Doamnelor, domnișoare și domnilor, am ajuns aici în Satul Mare, suntem în localitatea Moftinu Mic. Oricum, de vorbim un pic mai tare să ne audă bine telespectatorii. Moftinu Mic, nu vă vine să credeți, aici în Satul Mare, în nord-vestul țării, există un lac extraordinar. În primul rând, să facem cunoștință cu telespectatorii, acolo sunt telespectatorii emisiunii Încălic. Dumneavoastră, cum vă numiți? Rudolf. Mai tare? Tare, bine că vă... Rudolf, da, acasă, Rudolf. Haideți să facem așa, un scurt interviu cu dânsul, pentru că am rămas surprins de ce este aici. În primul rând vreau să vă spun că nu este un lac natural, este un lac amenajat. De când este balta? Deci, în principiu, avem balta de 13 ani, din care primii 10 ani balta a fost numai pentru noi, deci pentru crescătorie era normal. Și acum, de 3 ani, am deschis balta pentru public. Pentru deci pentru pescarii amatori, pescarii sportiv. Profesioniști, pescarii sportivi. Da, așa. Să spunem telespectatorilor cam ce, bineînțeles, și celor de aici din zonă pe care interesează pescuitul, ce specii de pește aveți aici în lac? Da, deci în principiu, în general, cea mai populată este cu crab. Este som, știucă, șalău, caras. În general tot ce se poate prinde pe la noi. Am văzut niște amuri frumoși, o să vadă telespectatorii, chiar în momentul ăsta am luat un interviu unui pescar aici pe baltă și care prinsese deja doi amuri. Da, a avut noroc. A avut noroc? Nu a avut noroc, a avut pește. Știe. Da, deci în general amur este și de 15-20 de kilograme, deci sunt capitale. Deci exemplare mari, 15-20 de kilograme. Sunt frumoși.
Ce vreau să vă întreb, cât luciu de apă aveți aici? 19 litare, este luciu de apă și mai este banca mică în spate pentru reproducerea, iar 3. Deci avem 19 odată, 3 plus un canal, am văzut un canal care înconjoară balta, e canalul de protecție și din care am înțeles eu cu pompele, de acolo se trage apă chiar din Crazna. Din Crazna. Deci apa este curată, vegetația am văzut, am văzut ceva foarte frumos și ce nu am văzut pe multe bărți, insule. Am făcut în primul rând pentru ca să ne oprească valurile și frumos că nu se vede de pe o parte pe alta. Deci poți să dai de pe o parte până în insulă și de pe partea cealaltă, iarăși până în insulă. Și nu dai bot în bot, pescarii nu se văd unul pe alta. Așa. Nu se deranjează, adică nu dau, dar cred că și dacă vor să nu dea să distanța, da, chiar da. Cât este distanța, să zicem, de aici, de la ponton, până, nu până în insulă, până în celălalt capăt? 400 de metri. Păi trebuie să fii maestru să arunci 400 de metri. Da. Am înțeles că nu le dați voie cu bărcuța mică, deci nu mai pescuitul normal, de pe mar. Fiecare cât poate să arunce. Momit, înălit, cu ce doresc, ei. Acum că, știu, sunteți pescari? Nu prea. Dar știți cu ce, la ce mănâncă peștele aici? Da, în general, da. Cam la ce dau? Boabă de porumb? Da, la boabă, la mâna, eu s-ar țuc. Țuc? De... Da. Ce înseamnă țuc? Asta, la conservă, cu tot felul de arome. Am înțeles, Calin, deci. Calin, da. Cu suroi, cu nu știu ce. Da. Au arome. Arome. Și bineînțeles, clasica râmă și virmuș, și da, clasicul virmuș. Da, în general, bigul vin așa cu familie și copiii, femeii dau la plută, la prin Caraș, Crăciani. Apropo, aici pe lacul dumneavoastră, vine o poate să facă un grătar. Asta sunteți. Poate să deci bea un suprece. Asta mi-e important, da? Asta mi-e important, să vină cu familia frumos, să petreacă o zi. Plăcut, am văzut, aveți și WC-uri, de jur împrejur. Deci sunt gunoaie din 55 de coșuri de gunoi. Așa, sunt WC-uri în fiecare colț. Și plus drumul de acest, am văzut oamenii vin cu mașina până în spate. Până la ponton. Câte pontoane aveți? 47. 47 de pontoane. Deci 5 metri pe 3 și au câte o căsuță pe fiecare ponton. Deci e frumos, dacă e cald. Se ascunde omul la umbră, dacă plouă, iar. Cam câți pescari pot să pescească la noastră pe baltă? Având în vedere că sunt 18 hectare, balta arată ca o deci poate să rotundă, este rotundă. 50 de familie. Deci 50 de pescari, unul lângă altul, cu poate distanțe între ei, nu? 50 de metri, da. 50 de metri între ei poate să fie 50 de pescari. Bine, știi, dar nu se deranjează unul. Taxa? 50 de lei. De 50 de lei. Răsărit la apă. Răsărit și apă. Și ce cantitate de pește? Păi, inclus în preț, 4 kg de crab și un caraș. Carasul cât cuprinde? Cuprinde. Deci 4 kg de crab și restul caras. Și alău? Știucă? Păi și aia tot așa, e 4 kg. Deci ori crab. Ori crab, știucă, ori și alău. Da, deci pește, da. Și alăul numai de pe mar. Da, deci tot numai de pe mar. Ce am văzut nu frumos aici, se... doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ce vreau să vă spun, am văzut ceva deosebit. Am văzut acolo un loc de joacă pentru copii. Da, mulțumesc. Deci tata vine și pescuiește. Da, mama și ea. Mama face grătarul pentru că așa? Nu poate să pescuiască. Da, și copiii se joacă la locul de joacă. Da. Tata un leagăn în balansoar pe topogan. Exact. Și nimeni nu deranjează pe nimeni. Tata liniștit. Pescuiește, mama face mâncărit la plaje. Copiii la joacă. Câte hectare sunt în jurul lacului? Că văd că aici este o imensitate, nu? Sunt 26 în total. 26 de hectare. Deci ar mai rămâne încă vreo 4 hectare de mal, cum ar veni. Da. Parcare. Am văzut că avea și parcare. Care include terenul, drumul. Am cam atins cam toate punctele, general, nu? Da. În principiu, cam tot am da. Eu mai am ceva de spus, pentru că am și filmat. Am văzut ceva frumos la noastră pe insulele acelea, deci păsări. Am văzut foarte multe păsări și păsări sălbatice. Am văzut acolo egretă albă, cormoran mic, pitic, rațe, deci... Și avem și grijă de ele, să nu dispară de la le dați și de mâncare? Da, le dau pescare. Aduc câte o găleată două de moment, le dau și la rațe, și la pești. Și la pește, da. Și la păsări. Da. Ce să vă zic? Vă mulțumesc mult pentru că
am venit aici și am avut ce să vedem și deci numai în sud, numai în delta și pot vedea o mini delta aici la dumneavoastră. În apropierea, câți kilometri sunt de la satul mare 15. Până aici? 15. Și de la Carei? Tot 15. Deci la jumătatea drumului dinspre satul mare spre Carei. 10 minute. 10 minute și 10 minute de acolo. Vă mulțumesc mult de tot și nu ne rămâne decât să venim anul viitor la dumneavoastră și să ne spuneți de niște recorduri. Mare, apropo de recorduri, pentru că m-am luat cu vorba și cel mai mare pește prins aici, am înțeles de la... Amur, între 10 și 15, 18 kg. 18 kg. Și crapul tot așa de mare. Somn este foarte mare, dar nu prea scoate nimeni. Nu poate să-l scoată. Nu pe tot. Somnul crescut. Din păcate, fată crap mare. Mănâncă pește mare, da. Da, da, da. Dar nu pot scoate. Cam asta este, rămâne decât să vedeți și pe site-ul nostru, pe www.încărlic.ro, imagini inedite de aici. Cea mai mare captură luată aici, care a fost? 5 kg și puțin, 200-300 grame. Deci astăzi, să înțeleg, la cei doi care au aproape 10 kg, v-ați apropiat de record. N-am mai luat amur. N-ați mai luat, amurul este acum prima e, oară. E prima dată. Și iată ne-ai ajuns aici, la satul mare. Un oraș frumos cu peste 160.000 de locuitori și foarte, foarte multe lacuri. Turnul pompierilor, acest turn zvelt care se ridică în centrul orașului Satu Mare, în curtea fostei clădiri a poliției, dă o notă caracteristică arhaică aspectului urbanistic al municipiului Satu Mare. A fost construit la îndemnul comandantului pompierilor Ghiula Tancoții. Episcopul catolic meslenic Ghiulo a alocat suma de 20.000 de coroane de aur pentru construcție. Turnul are o înălțime de 45 de metri. La bază are un soclu cu secțiunea pătrată cu latura de 4 metri și 30 de centimetri, înalt de 8 metri cu interiorul octogonal, iar la exterior cu o cornișă se continuă cu un tambur de formă cilindrică ce se îngustează spre partea superioară, prevăzută cu 13 ferestre cu tâmplăria metalică dispusă în spirală. În interior are o scară metalică în spirală cu 174 de trepte. Turnul este tencuit în interior, iar exteriorul are cărămida aparentă. La înălțimea de 33,75 de metri s-a prevăzut o platformă circulară cu balustradă pentru supraveghere realizată în console metalice. Turnul se termină printr-un coif executat din șarpantă de lemn și învelit cu plăci de alamă, imitând forma unui clopot. Construcția turnului pompierilor din Satu Mare, operă a arhitectului Vainai Ludovic, a început la sfârșitul anului 1903, iar dezvelirea oficială a acestuia a avut loc la data de 25 septembrie 1904, în cadrul unor manifestări fastuoase. Astăzi, turnul este un obiectiv turistic de mare atracție, fiind vizitat zilnic de peste 100 de vizitatori. Cei care doresc să vadă panorama municipiului Satu Mare din turn vor putea vizita obiectivul turistic cel mai important pentru acest oraș după următorul program. Marți, miercuri, joi și vineri între orele 12 și 19, sâmbătă între orele 12 și 16, dar duminica accesul este interzis, turnul fiind închis. Se va achita o taxă de 2 lei pentru adult și 1 leu pentru copil. Am ajuns aici în Satu Mare. Bineînțeles că nu puteam să nu trec pe la prietenii mei de la APS Satu Mare, Asociația Pescarilor Sportivi din Satu Mare. Sunt alături de directorul asociației, Adalbert Teffenhardt. Am zis bine? Foarte bine. Ai văzut că de obicei știi că mă încur la chestiile astea. În primul rând am participat alături de voi, adică am participat eu cu camera, voi cu undița la un concurs. Despre ce este vorba, Beiții? Beiții este numele pe care îl zicem noi aici, așa, între pescari. Da. Bine ai venit. Bine am revenit. Așa e. A fost a treia etapă din campionatul județean pe echipe. Un pic mai tare. E un lucru inedit probabil. În alte județe nu știu să se mai organizeze campionate județene. Județene pe echipe. Noi avem acest bun obicei, zic eu, deja de vreo 4-5 ani.
An de an se strâng 4-5-6 echipe în funcție de doritor. Anul acesta sunt 6 echipe au pornit, între timp am pierdut una, am rămas 5. Dar trebuie menționat că avem, pe lângă acest lucru inedit de a avea un campionat pe echipe, și un alt lucru inedit de a avea o echipă exclusiv de pescărițe. Am văzut, am văzut pe doamna Sorina sau... Da, exact. Așa că și pe această cală felicităm doamnele și domnișoarele care, între ghilimele, au avut curajul de a se intercala de ce cu nu? Sectorul masculin. Pentru că, în general, doamnele l-a pescuit mai mult cu micii, cu nu știu ce, cu pregătitul, dar uite că se descurcă și cu undițele. În primul rând vreau să spun telespectatorilor că ne aflăm pe lacul, sau balta, cum să zicem, lacul Porumbești. Porumbești, exact. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în premieră suntem aproape de graniță cu Ucraina. Așa. Și cu Ungaria. Exact. Deci exact. Suntem la câți kilometri? 3-4 km. 3-4 km de graniță. Aici este o baltă foarte, foarte frumoasă și foarte, cum să vă spun eu, cu foarte mult pește. Ce pește aveți aici, băieții? Preponderent crab și amur. Dar pe lângă elementele de bază ale pescuitului, crapul și amurul, avem știucă, șalău, bineînțeles caras, babușca, plătică din păcate mai puțin. Asta zic din punct de vedere al competiției. Ne pare rău că avem pește de competiție mai puțin, dar sperăm că în decursul anilor se va forma o faună ichtiologică bună și pentru competiție. În orice caz, văd că foarte mulți, foarte mulți pescari au venit să participe la concurs, deci e un lucru bun. Da, din fericire, mișcarea competițională pe Milagul de Sătmărene are o tradiție veche, veche de decenii. Și sperăm că această bună tradiție să rămână și pe viitor și dacă ne mai vedem peste 20 de ani, la fel de mult să fim pe pistă. Pentru că ați avut un concurs și mai aveți încă o etapă a acestui concurs, Clubul Încârlig, emisiunea de pescuit Încârlig, emisiunea de radio Încârlig de pe Dolce Sport, vă oferă două mulțumim. Veste multifuncționale și un tricou, pe care la final, cel care va câștiga, care va fi... să le primească. Mulțumim în numele competitorilor și asociației. Oricum, țin să amintesc că noi avem totul tradițională gala pescuitului sătmărean. Sau orice eveniment faceți exact, voi, puteți să și dați... Acolo, cu siguranță, le vom decerna celor care devin meritorii pentru așa ceva. Este. Uite, saloții. Ia uite ce dă. Cum se numește peștele pe care l-ai prins? Peștele pe care l-am prins? Pește. Pește, da. 61. De când pescuiți? De când pescuiesc, wow. Pescuiesc de vreo 5-6 ani. 5-6 ani? Da. Și aveți ceva recorduri? Anul trecut 5 crab. 5 crab. Da. Oho. De sute, 2 kg, 2,5 kg. Într-o zi. Într-o zi? Sigur. Și cel mai mare crab? Cel mai mare 2,5 kg. 2,5 kg. Văd și că la sunt... la plută. Deci la stațional. La stațional. Frumos. Și acum ați participat și noastră la... Am participat la concurs pe echipă. Pe echipe. Lipsea unul din coechipieri și să salvez onoarea echipei, nu i-a lăsat la greu. Primele trei sectoare deja sunt rezultatele clare. 250. De cel mai mult 2502 grame. 2500 grame, 2400. Deci ai scris ăsta 250. Și 1400. Frumoasă. Splendide. Rezultatele sunt următoare. Pe primul loc, deci etapa a treia, se situează pelicanul cu 10 puncte, urmează oașul și poseidonul cu 13 puncte,
Cormoranul are 17 puncte, iar Dobecul 22. Pe total, Oașul este și acum frunte, deci adunând cele trei etape. Aceasta a fost emisiunea de săptămâna aceasta. Vă așteptăm pe www.încârlig.ro sau pe Radio Dolce Sport. Până săptămâna viitoare să aveți în Cârlig. Scrie rec? Da. Ai văzut că știu? Hai. Hai, domnule! Zi ceva așa pentru emisiunea în Cârlig. Hai, mă! Ne tratează cu indiferență.